mult. Îngrijorați de valul de scumpiri, românii caută modalități de a nu cheltui sume imense pe alimente. Așa că cei din vestul țării trec granița în Serbia sau Ungaria pentru cumpărături. În timp ce românii din est preferă să se aprovizioneze din Republica Moldova, iar cei din sud merg la Bulgari. Corespondenții Antena 3 CNN au făcut un experiment și au comparat același coș de cumpărături de la noi cu unul din țările vecine ca să vadă diferențele de preț. Iată concluziile. În Ungaria, prețurile unor produse de la raft au fost plafonate de guvern, însă coșul de alimente pentru Crăciun este mai scump ca în România. Zahărul este un aliment ce are prețul plafonat, undeva la 239 de forinți este un kilogram, ceea ce înseamnă 3 lei. Ce mi-a tras atenția a fost kilogramul de orez. Aici este 1439 de forinți, undeva la 17 lei și 55 de bani, în condițiile în care în țara noastră, în supermarketuri, un kilogram de orez nu depășește 10 lei. În România, totalul pentru exact aceleași 13 produse ce le am și eu în coș a fost de 185 de lei și 25 de bani, iar aici, în Ungaria, am lăsat la casa de marcat echivalentul a 225 de lei și 85 de bani. Este scump la noi în țară, dar mai scump este la vecinii ungari. În schimb, în Serbia, mai toate produsele alimentare par să fie mai ieftine ca în țara noastră. Autoritățile au înghețat prețul la pâine, zahăr și ulei. Pentru coșul în care am pus alimentele de bază, precum făină, ulei, zahăr, cozonac, carne de porc, carne de pui, brânză, lapte, orez și roșii, am plătit aici, în Serbia, la Vârșeț, la 10 km de granița cu România, 165 de lei. Pentru același coș în România aș fi plătit cu aproape 30 de lei mai mult față decât am plătit aici. Antena 3 CNN a monitorizat prețurile și la unul dintre cele mai vizitate supermarketuri din Bulgaria. Suma unui coș cu produse de bază ajunge la 165 de lei, mai puțin cu 35 de lei decât în România. Avem aici un coș cu produsele de bază. Acestea au fost adunate dintr-un supermarket cunoscut din Bulgaria. Aici, suma acestui coș ajunge la circa 160 de lei. În schimb, în România, pentru un astfel de coș am fi dat cu 30 de lei mai mult, adică în jur de 190 de lei.